Jador și Oana Ciocan au avut o relație plină de năbădăi. În cele din urmă, iubirea a învins, iar cei doi sunt pregătiți să devină soț și soție. Recent, cântărețul a anunțat că nunta va avea loc în a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie 2024. În urmă cu doar câteva zile, Jador a anunțat că se va căsători cu Oana Ciocan în data de 27 decembrie. Artistul a precizat că își dorește să formeze o familie cu iubita sa, așa că nu dorește să mai aștepte. Totuși, evenimentul va fi unul restrâns. O să ne căsătorim, acum e o chestie serioasă. Vreau să-mi fac familie cu fata asta. Ne căsătorim a treia zi de Crăciun. Nu o să fac nuntă, o să mă duc la preot, o să mă cunune verișorii mei și o să mă duc la doamna primar. Nu ne-am despărțit, de fapt, niciodată. Nu ne-am certat foarte tare, a fost numai o strategie de marketing, așa cum mulți au și bănuit, a spus Jador. Romeo Dumitrache, tatălui Jador, a reacționat într-un mod neașteptat atunci când a auzit că fiul lui se căsătorește cu Oana Ciocan. Bărbatul a mărturisit că nu îi cunoaște planurile cântărețului. Așadar, artistul nu a vorbit cu familia sa despre nuntă. Îmi pare rău, nu știu care este scopul lui, nu-i cunosc planurile, a spus tatălui Jador pentru Click.